Candidatul Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal, Daniel Ionașcu, la Senat, a declarat că acesta nu face candidaturi politice. Ulterior, a mai afirmat că pune sub semnul întrebării carantinarea mai multor orașe din țară în contextul în care populația nu a fost testată. Distinsă doamnă, eu am tras clopotul vocii mele de câte ori s-a putut și am avut un microfon în față și am spus. Oameni care, cred eu că accidental, au ajuns în fruntea țării și care pot să pună zăvoare la ușa bisericii, să-l smulgă pe Dumnezeu din sufletul românului și să pună efectiv lacrima pe fața bucovinenilor, vă așteptați să facă, când cu Dumnezeu fac așa, vă așteptați să facă altceva cu noi? Pentru că dacă ne așteptăm să facă altceva cu noi, îmi pare foarte rău, dar noi nu suntem perceptibil corect. Și atunci, înseamnă că nu știu ce fac. Pentru că un om este posibil să fie la limita supraviețuirii, mai ales în această situație. Își vinde produsele pe care le produce. Nu le poate vinde. Este un pas până la foamete. Pe de altă parte, nu le pot cumpăra. Este un dezastru pentru mine că nu am produsele respective. Dacă perpetuăm starea aceasta, intrăm într-un colaps financiar și economic. Pe de altă parte, nu există, mă uitam bunăoară la carantina făcută în zona Timișoarei. Dumneavoastră aici ați avut-o, Suceava a avut-o, ați scăpat, să sperăm că am scăpat de ea. Și nu va fi și acum. Dar cum să pui în carantină niște oameni pe care nu-i testezi? Iar românul nu reacționează. Eu nu cred că treaba aceasta se va întâmpla în Bucovina. Iar eu vreau să vă spun un lucru. Eu sunt aici, alături de domnul profesor Băișanu și de echipa noastră a Partidului Puterii Umaniste, nu pentru a candida politic, nu fac candidaturi politice așa cum se înțelege, să fie limpede. Dezideratele gândirii pentru oameni, pentru Bucovina, sunt sub semnul Sfântului Ștefan cel Mare. Dreptate încununată de biruință. Așadar, eu n-am să tac. Eu am să fiu aici. Eu n-am să las batjocurită zona aceasta în care eu de aici mi-am tras sevele gândirii mele corecte și creștine. De aici de unde, odată Sfântul Ștefan era numit rege al Daciei. Rege al Daciei l-au numit venețienii pentru că gândeau o redevenire a Daciei Mari sub semnul și sub coroana lui Ștefan cel Mare. Adică prima unire dintre români s-a făcut în vremea lui Ștefan, nu în vremea lui Mihai Viteazul. Atenție! Cine uită, nu merită. Iar noi nu suntem aici nici pentru a înțelege, nici pentru a tolera, nici pentru a fi mulțumiți, pentru că o viață avem, frați bucovineni și frați români. O viață, o cinste, o credință și un Dumnezeu. Cine înțelege e bine, cine nu, se ne lasă în pace când ne administrăm noi, ne știm noi, ne facem noi treaba.